Ce faceți? Cum sunteți? O trecut destulă vreme de când n-am mai făcut video în formatul ăsta. Din mai multe motive, unul din care, nu știu, durează foarte mult. Deci, în Irlanda, internetul ăsta merge groasnic când încarc videoclipuri în formatul ăsta. Da? Adică când mă registrez și eu și desktop-ul. Dar, de data asta, nu știu, deci în ultimele zile am mai vrut să fac, dar m-am tot răzgândit cu desktop-ul. Bine, despre alți pastori, nu era vorba despre Andrei Croitoru, numai că am primit un videoclip. Stați un pic să mă dau eu așa în cadru, că pe urmă să rămân tot pe mic. Am primit un videoclip cu Andrei Croitoru, deci nu l-am căutat, care umblă cu tot felul de povești, dar nici nu mă interesează oricum. Și am primit un videoclip. M-am oprit din treburi. M-am uitat la el și nu mi-a venit să cred. Deci nu mi-a venit să cred atitudinea și slabă argumentare cu care tu, Andrei Croitoru, te-ai prezentat. Da? Asta cred că e a treia oră când eu îți menționez numele sub modul ăsta de critică, dacă pot să spun. Odată mi-a răspuns, am rezolvat situația. Prima dată te-ai făcut că nu mă auzi, a fost ok. Acum nu știu cum o să fie. Nu știu, eu încerc să fiu decentă, ca de obicei încerc să fiu decentă, dacă o să fiu și eu acidă, asta e viața, cum îți vine artificii, înțelegi tu, Andrei? Bun, ți-am mai spus și mă repet că nu mi-e greu. Îți apreciez munca, numai că pe alocuri faci niște gafe colosale din punctul meu de vedere. Poate-s wrong, poate-s wrong. Eu îți spun acum cum gândesc eu, da? Faci niște greșeli extraordinar de mari. Adică, ținând cont de faptul că predici, că ești creștin, că ești părinte și câte și mai câte, ar trebui să abordezi în alt mod unele subiecte. Dacă tot ales să le critici, măcar, nu știu, man, fii mai pregătit. Știi ce zic? Adică, fii mai atent pe piața asta virtuală. Știi? No. Videoclipul pe care l-am primit. Hai că deja mă dau pe mine pe ecran mic ca să înțeleagă oamenii. E ăsta, da? Care se vede și pe ecran. Titlu. Ai pus așa un titlu foarte interesant. Deformarea grotescă a ideologiei LGBTiste, în paranteză, sau cum să-ți defăimezi mama în public. Da? Videoclipul ăsta e de 20 de minute și 34 de secunde, înregistrat pe data, sau cel puțin, a fost încărcat pe data de 6 noiembrie. Pe data de 6 noiembrie, da? Ok. Am încercat să îmi notez doar câteva secvențe din videoclipul ăsta. Numai că așa de mult ai zis, mă, Andrei, încât m-am decis să-ți comentez tot video. E pentru prima dată când eu critic pe cineva și să-i critic toată munca. Adică tot videoclipul. Niciodată n-am făcut asta. Tu îți dai seama că eu acum trebuie să stau peste o oră ca să-ți critic ție tot materialul. Pentru că dacă tu ai 20 de minute, mie din start îmi trebuie măcar dublu. Nu? Cel puțin așa cred eu. Dacă eu scot video ăsta numai de oră, ating cea mai bună performanță mea, dar nu prea cred. Deci pentru că ai spus foarte multe bazaconii, fără să vii cu argumentări cât de cât mai solide decât dumnea ei, cealaltă fată, și pentru că ai trecut măsura din punctul meu de vedere, mă simt nevoită să te critic. Acum e problema ta cum gestionezi situația. Dacă alegi să răspunzi, dacă nu, e fix problema ta, Andrei. Numai nu uita un lucru. Au mai fost oameni în trecut care te-au contactat și au zis că sunt prietenii mei. Nu au fost prietenii mei. Așa că dacă ți s-au dat unele informații, vezi să nu fie dezinformații. Ok? Asta numai așa, ca aperitiv pentru începutul videoului. Pe urmă, înainte să-ți dau ție play, că după aia tot o să intru așa în fusul ăla de artific, o spun foarte clar. Dacă stați pe canalul meu de YouTube abonați, așa puțin cât sunteți, dar dacă stați abonați numai pentru divertisment și nu știu pentru ce, vă rog frumos dezabonați-vă. Sau dacă după videoclipul ăsta credeți că, vai de mine, doamne, cât o exagerat, doamne, sau ceva, chiar insist, de acum, până nu ascultați în continuare, dezabonați-vă. Eu nu caut să am oameni care să abonați la canalul meu de YouTube
care numai să se distreze, să bârfească și să nu înțeleagă. Dacă aveți înțelepciunea necesară să pricepeți și să înțelegeți ce postez, vă mulțumesc frumos pentru prezența voastră. Dacă nu, dezabonați-vă. Că eu, spre deosebire de mulți alții pe care voi urmăriți, eu nu fac niciun ban și nici nu-mi trebuie niciun ban de la YouTube. Asta ca să înțelegeți voi, ok? Și acum, încă o mare rugăminte am la voi, să aveți grijă la comentarii, ok? Pe mine, dacă vreți, jigniți-mă în ultimul hal. No problem. Numai că aveți grijă cu unele comentarii, chiar dacă eu le-aș accepta să le las, îmi semnalează YouTube-ul prin e-mail că nu e ok. Da? Pentru că de multe ori s-a acuzată, dar ce nume tu lești, mai ce comentarii vrei? Nu! Eu le-aș lăsa pe toate mesajele voastre criminale pe care mi le trimiteți, numai că mă sancționează YouTube-ul. Cine are cont de YouTube înțelege ce spun și cine s-a confruntat cu problemele astea. Că una e să primești comentarii normale sau un parametru normal și alta e să te amenințe cineva cu moartea și chestii de genul, de înțelegeți voi. Dar nu aveți dreptul să vă luați de nimeni altcineva. Dacă aveți o nemulțumire la adresa unei comunități, indiferent că vorbim de secte religioase sau de culte, de penticostali, de baptiști, de oricine, vă rog frumos. Vă rog frumos să aveți grijă la comentarii. Și nu uita, Andrei Croitor, nu uita că am avut așteptări de la tine, pe cuvântul meu că am avut așteptări. I don't know ce e wrong cu tine. Nu știu ce e wrong, dar hai că dau play. Și by the way, că era să-mi scapi o chestie. Videoclipul pe care tu l-ai făcut, l-ai registrat în urmă cu o lună de zile aproximativ, da? Înainte ca tu să faci videoclipul ăsta, că asta e foarte interesant, eu, Naomi Mureșan, am înregistrat pe contul meu de YouTube aproximativ 13 videoclipuri, dacă nu greșesc, de asta zic aproximativ, 13 videoclipuri am filmat în legătură cu comunitatea LGBT și Q și puneți ce mai vreți, că voi așa sunteți învățați să puneți tot ce vreți, și Biblia, da? Adică ce spune Biblia, cum învață societatea și așa mai departe. Adică eu am adus în discuție subiectul ăsta. La un moment dat, unii oameni s-au plictisit, dar pe eu ce să le fac? Că eu nu sunt marioneta nimănui să fac despre cine vrea ăla și ăla și ăla. Dacă crede cuvință, fac, dacă nu, nu, înțeleg. Cam așa stă treaba la mine. Ok? Pentru că eu nu primesc aici dedicație cu bani. Ține cont, Andrei. Am făcut cel puțin 13 videouri despre tema asta. Foloseam referințe biblice. Așteptam comentarii de la oameni. Tu ești om, nu? N-ai zis nimic. N-ai zis nimic. Nu, nu că ar fi trebuit să spui. Nu, 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 nu. Doamne și ferește, fiecare cu treaba lui. Nu tu cu treaba ta, eu cu a mea și așa mai departe. Însă, atunci când a apărut un incident în mediul public, mai bine spus în spațiu politic, repede te-ai așa afișat, ca o baborniță. Că asta mă nervează la tine. Eu am făcut 13 videouri. Și n-ai zis nimic. Dar nu că aș fi așteptat, nu știu cum să zic, dedicați de la tine. Nu, nu, nu. Dar eu chiar am căutat să dezvolt un subiect cu cineva. Nici un pastor, nici un predicator, toți pe muclis. Dar când a fost de aruncat cu bolovanul, nu te-ai dat în spate. Dă-i direct și ai criticat. Mă, interesant. Ca să faci video ăsta, după ce ai venit exact de la biserică, ai putut. Plus că ai mai acuzat-o și pe fata respectivă că nu a avut argumente. Dar tu, ai avut argumente împotriva ei. Dar tu, când eu am făcut cel puțin 13 videouri și o menționam despre Biblie în fiecare videoclip, unde ai fost? Atunci n-ai fost interesat să intervii. Nu? Deci când cineva caută, nu ești interesat. Dar mă, când cineva comite o greșeală pe care tu o crezi greșeală, repede, dă-i! Nici nu vii bine de la biserică, te pui ca o babă și dă-i! Să cade așa ceva? Tu ce cauți până la urmă, Andrei Croitoru? Faimă? Cauți să găsești scandale și să te aghețe de ele? Tu ce cauți până la urmă? Că nu înțeleg unele videoclipuri pe cuvântul meu, dacă eu ți le înțeleg. Ți-am spus, în mare parte te apreciez. Nimic de spus, chiar nimic de spus și cred că am mai zis și în celălalt video. La mulți pastori le dai clasă. Dar înțelege-te odată și tu că ești om, cum și eu sunt om, și că nu te poți pricepe în toate domeniile la fel. Ai unele teme în care ești as, dar nu în toate excelezi. Așa că unde nu excelezi, dă-ți seama și stai jos, mai lasă-i pe alții.
Sau analizează mai bine piața asta a mediului online. Mă înțelegi tu? Cum am spus, eu în urmă cu 2 luni și atunci când s-au dus mai marele barbecue, Tony Berbeci, să fac ei referendum și nu știu ce, eu atunci am făcut 13 videouri. Nimic n-ai zis. Când eu căutam să aflu cu creștini acolo pe YouTube, tu, Muclis, după aia a apărut un fel, un scandal acolo, în mediul politic, și repede tu, puf, Andrei Croitor. Nu, hai să vedem ce ai avut de spus, de la început până la sfârșit. Că ai zis prea multe, mult prea multe bazaconii și nu-mi vine să cred. Și cred că începând de azi eu nu mai am nicio așteptare de la tine. Nu știu de ce, eu chiar aveam așteptări, că da, m-am văzut că ești celez în unele teme, ești as, dar pe înaltele ferească-mă Dumnezeu. Hai că-ți dau play, că nici nu are rost, că oricum nu termin eu video-ul ăsta într-o oră, never. Îți dau play, vă rog frumos oameni buni, aveți grijă la comentarii. Armata lui Croitorul, care veniți de la el, la mine, nu știu dacă are rost să mă adresați cuvinte nasoale, pentru că n-are niciun rost și n-are niciun sens. Deci nu fiți copii și veniți de pe canalul lui, la mine și mă aruncați cu tot felul de vorbe. Că nu are sens, oameni buni. Încercați să gândiți logic. Încercați să gândiți rațional. Nu-i suficient să spuneți numai că e păcat, că e păcat. Argumentați din Biblie. Justificați. Cercetați. Nu luați numai 2-3 versete, ca apășe eu 2-3 versete și vă le dau așa, tot din Biblie. Fiți mai înțelepți, nu-i suficient să veniți de pe canalul Apologia Reformată, întrântiți-mi 2-3 comentarii nasoală și gata. Ce rezolvați cu asta? Ce rezolvați cu asta? Absolut nimic. Și știi ce e mai interesant? Că deja tot încep să mă aduc aminte, știi? Tot încep să mă aduc aminte. Și când a fost faza aia cu Pustan, atâta ți-o reproșesc faza asta, Andrei? Ți-o reproșesc, cred că până de Alzheimer în creierul meu. Și când a fost faza cu Pustan, ai făcut că legi un mesaj așa, știi, pe Facebook sau unde l-ai lăsat tu. De ce n-ai fost la fel de vocal? Știi, hai că mă dau înapoi pe mare, că mi-am adus aminte. De ce n-ai fost la fel de vocal cum ai fost cu femeia asta? De ce când vorbești despre unii oameni, da, glasul tău e foarte coborât, zici că nu mai ai volum. Dar când e vorba despre alte persoane care probabil nu te-ar băga în seamă sau nici nu știu de tine, mă interesant că atâta de... Dar uite-te ce atitudine ai în videoclipul ăsta. Uită-te la tine, Andrei, să vezi ce atitudine ai, că atitudinea asta ta m-a făcut să înregistrez video. Și aveam o grămadă de treabă, dar nu, trebuie să mă treaba să mă registrez. Spune-mi, de ce când Pustan, mai marele guru Pustan, când au făcut videoclipul respectiv, unde au spus că au ridicat o fetiță și o strâns-o de gât, nu mă interesează că a fost metaforic sau nu a fost metaforic. I don't care, cu așa ceva nu se glumește. Nici metaforic, nici cum nu se glumește. De ce n-ai fost vocal? Ai țipat numai un text acolo pe Facebook. De ce n-ai fost vocal, Andrei? Și am udita mai trompeta. Mă, interesant. Interesant cum unele păcate le scoateți voi în evidență, știți cum? Îi le băgați la om în ochi. Zici că voi sunteți oftalmoloși și dă-i pac. Și altele știi, vă faceți că numai scrieți. Dacă scrieți, că de multe ori nici nu spuneți nimic, lasă că mi-are așa, lasă că acoperim aia, lasă că așa. Mă, dacă tăi sunteți corecți, fiți corecți întotdeauna. Sau cât de cât echilibrați. Normal că suntem oameni, normal că suntem, nu știu, cu păcate și așa cum suntem. Dar încearcă să fii un om rezonabil și când zic un om rezonabil, la fel cum îl mustri pe unul, mustră și pe celălalt. Nu că să așteptări de la tine că ești predicator, ești mai marele, numai tu știi ce ești, baptist sau ce mai ești cu calvinismul tău cu tot. Dar hai că-ți dau play, că așa sigur oricum trec de oră, dar nici nu mai contează. Ascultă-te aici de la început ce spui. Deci ești primul om pe care eu îl critic ab coadă. Nu mai suport, Andrei, nu mai suport când văd tu ai luat-o pe arătură rău de tot. Și mai ales atitudinea asta ta. Dar Pustan, când a apărut el acolo, am fost singura din mediul ăsta care am vorbit deschis la adresa lui și am fost amenințat și așa mai departe. Și nu-mi pare rău. Și am ude, mă duc și mă uit la comentarii, mă și îngrozesc. Dar voi? Și bărbat, mă, eu sunt femeie. Trebuia să mă gândesc, bă, dacă îmi fac ceva. Și mă interesează. Nici nu mă interesa dacă m-am riscat sau nu. Dar voi ați tăcut mucles. Și am un repede când e vorba de fată. Tia, 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 tia. Sau de alți pastori care știi care sunt un pic mai jos decât pustăne. Din punctul vostru de vedere. Hai că-ți dau plec așa mă lungesc toată ziua ca o babă. Ascultă-te aici, mai marele Andrei. Ascultă-te. Bună seara tuturor! Este seara când înregistrez eu, tocmai ce am venit de la biserică.
Dar pur și simplu știrea asta m-a bulversat total, sunt prins cu foarte multe proiecte, nu aveam în gând să înregistrez așa ceva, însă mi se pare că așa ceva nu poate rămâne fără un răspuns. Uitați despre ce este vorba, eu nu am auzit nici despre doamna Elena Lasconi, care înțeleg că este din USR și este pe lista acestora la europarlamentare. Na, cam asta-i. Dumnea ei ce a spus? A spus la un moment dat, a recunoscut, fiți atenți, a făcut păcatul de neiertat de a fi votat la referendumul pentru familie, de a fi votat da. Deci pentru USR, care este un partid ultra-sexo-marxist, neoprogresist, ăsta este păcatul capital. Deci din punctul meu de vedere, cu partidul ăsta nu poate vota nimeni care are cât de cât habar despre cum funcționează o societate umană. Un partid care este împotriva sacralității vieții în pântecele femeie. Un partid care este împotriva familiei tradiționale, cum o cărăsc ei. Este și tradițională. Și care este la baza oricărei societăți normale. Un partid din asta este împotriva societății. Este împotriva culturii, este împotriva dezvoltării. Ei numai din greșeală au idei bune, înțelegeți? Dar nu despre ei este vorba, nu vreau să fac acum prea multă politică. Politică din asta trebuie făcută, apropo, și de către creștini. Da. Stați un pic, că pun stop și pe urmă, lăs că, nu știu, prea mult ce spun eu ăsta. Ai zis că ai citit știrea asta și n-ai putut o lăsa fără răspuns. Dar ți-o cerut cineva răspuns ție? Ți-o cerut cineva din mediul respectiv, din mediul politic, ți-o cerut cineva ți-a răspuns? Te întreb și așa cum ai întrebat-o tu pe fiica acestui domn. Dacă partidul ăsta USR nu trebuie votat de nimeni, te rog frumos, nu știu, poate vrei să ne ajuți cu un SWOT analysis, că știi despre ce vorbesc, și să ne prezinți toate punctele slabe, forte și așa mai departe. Da? Cum să faci SWOT analysis? Să faci analiza asta pentru fiecare partid și să ne prezinți tu, domnule, că mai nou văd că intervin politică, să intervii tu și să ne spui cu ce partid ar trebui de fapt să votăm. Care e mai strălucit? PNL-ul? PSD-ul? O, sau îți place aurul? Care? Spune-mi și mie, domnule, care partid e atât de wow încât USR-ul, na, cu USR-ul nu e de votat, că e singurul partid care, vezi, domnule, ar vota pentru homosexualitate. Doar pentru faptul ăsta USR-ul nu e ok. Uite că eu, din toate partidele care se află acum, deși n-am votat niciodată, aș vota cu USR-ul. Știi ce zic? Dar nu pentru că am ceva cu familiile. N-am nimic cu familiile. Cine mă cunoaște știe că ajut o grămadă de familii și nici are o să zic mai multe, că după aia mă lau și n-am chef. Da? Deci n-am nimic cu familiile. Din potrivă le ajut și mă sacrific pentru familie. Dar aș vota cu USR-ul. Numai te rog frumos pe tine, când ai timp, că ai zis că ai foarte multe prăjituri de făcut, măcar un SWOT, dacă vrei să vii și cu pestel analysis, e și mai bine. Deci dacă faci gruparea asta de două analiză, ești cel mai tare. Per partid, adică la fiecare partid, dacă tu îmi demonstrezi mie cea mai bună analiza ta, SWOT și pestel, ești cel mai tare. Mergem în continuare. Dar doamna asta și-a cerut scuze după aceea, spune că nu e împotriva parteneriatelor dintre persoane de același sex. Deci dumneai are o poziție nu echilibrată. O poziție obișnuită, progresistă. Doar că are un anumit respect pentru familia, așa cum o știm noi, naturală. Da? Căsătoria dintre un bărbat și o femeie și familia formată în urma acestei căsătorii. Bine, ce m-a intrigat și m-a bulversat complet este faptul că fiica acestei doamne, uitați, fiica acestei doamne, a făcut un clip pe Instagram în care, da, ea are 1799 de followeri, din cât se vede aici. Deci este o persoană necunoscută, practic. Mediocră în limbaj, în raționamente, în show de prost gust pe care îl face, dar să nu fac calificativele astea înainte, aprecierile astea înainte să o ascultați. Da? Dumnezeu e și public ca să o denigreze pe maică sa. Din nou, o persoană decentă, din câte am văzut eu, care a spus, domnule, votat da la referendum pentru familie. Fiți atent. Și haideți să ascultăm puțin. Înainte să haideți să ascultăm puțin, te întreb eu pe tine, Andrei Croitor. De unde aroganța asta în tine?
Deci de unde aroganța asta în tine? Să-ți permiți tu. Deci ți-ai permis foarte multe baliverne în videoclipul ăsta. Cred că nici dacă aș asculta toate videoclipurile tale adresate cu critici la adresa pastorilor, nu ar avea atâtea greșeli adunate la un loc cât ai făcut, câte greșeli ai făcut în videoclipul ăsta. Deci, te întreb. Cine te crezi tu, Andrei Croitoru, să afirmi că fata noastră, adică fata noastră, fata din ecran, fata deputatei respective, da, pentru faptul că are doar 1799, hai să zicem 1800, să ne fie mai ușor, atunci încă suntem români. Doar pentru motivul ăsta să-ți permiți tu să spui așa, cu o lejeritate, știi, și chiar și batjocură și foarte multă aroganță, că e o necunoscută. Dar cine ești tu să spui asta? Adică, stai un pic așa, pentru faptul că tu ai în jur de 33.000 de oameni care te urmăresc, te face mai cunoscut decât ea? Cum poți tu să cuantifici viața virtuală cu cea de după ecran? Cum poți să o cuantifici în halul ăsta? Cum poți să analizezi în halul ăsta? Ce analiză ai folosit ca tu să faci statementul ăsta? Cine ești tu până la urmă, Andrei Croitor? Ca să-ți permiți să insulți în halul ăsta pe fata respectivă. De unde nu știi tu sau cum poți tu să ne demonstrezi că ea ca persoană nemai cunoscută decât tine? Și mă refer la viața ei per totul, atât cu viața virtuală cât și cea personală și publică de orice natură. Cum poți tu să ne demonstrezi asta? Foarte multe bazaconii ai zis și hai că dau play că trebuie să continuăm. Ca să trageți singuri concluziile. Bună, sunt aici să vorbesc despre mama mea, Elena Lasconi, candidat USR la europarlamentare. Am citit știrile de astăzi, acum multe ore. În primul rând, iertați-mă, eu tot opresc repede. Aproape fiecare propoziție pe care o spun oamenii ăștia de felul acesta este plină de venin, de impostură, de înșelare și de minciună. Deci dumneai care nu are nicio influență, nu are nimic de spus, nu are... Da? Domnule, am citit eu știrile și domnule, ce am auzit la știre? Am ieșit să vă spun eu care este poziția mea, da? Față de ce a făcut mama, ce a spus mama. A votat da la referendum. Da? Cine? De ce îți dai atâta importanță? Nu înțeleg. Stai, că până să ia, stai, că trebuie și eu să zic, adică spun ea, spui tu și zic eu, cam așa e oameni buni, deci spune fata, spun el și zic eu. Ai zis că oamenii ăștia au foarte mult venin. Care oamenii ăștia? De unde atâta aroganță? Tu ce ești, Andrei Croitoru? Tu ai devenit ceva zeu? Ce Dumnezeule Doamne ești tu? Ce ești? Cine te crezi tu? De ce îți dai tu atâta importanță? Ea totuși e fiica unei persoane publice care face parte din politică dumneavoastră. Cine sunteți dacă e să vorbim despre politică? Numai te întreb și eu, știi? Fac compare în contrast. Te întreb. Hai să lăsăm să meargă mai departe. Însă sunt în continuare în șoc și absolut dezgustată să aflu că mama mea a votat da la referendumul Coaliția pentru Familie, pentru a susține așa zisa familie tradițională. Deci este în șoc și dezgustată pentru că mama ei, care a fost căsătorită cu un bărbat și din a căror dragoste s-a născut această fată, ea este dezgustată că mama ei a votat pentru acest tip de căsătorie. Ea este în șoc. Măi, așa i-a apărut pe lume. Da? Deci, existența ta a apărut. Hai ca să vorbim așa, ca la grădiniță, în urma dragostei dintre tatăl tău și mama ta. Heterosexual, monogam. Da? Adică ce a votat mama ta la referendumul pentru familie? Dar tu ești în șoc și dezgustată? Ce te dezgustă? Asta s-a votat. Căsătoria asta este. Da? Numai dintr-o astfel de căsătorie poate rezulta o ființă umană ca tine.
Da, așa continuă umanitatea noastră, societatea, cultura și așa mai departe. Dar când habar nu ai nimic despre cum funcționează o societate, cum este construită o societate, despre istoria lumii, habar nu ai despre bazele existenței umane, ajungi să fii șocat și dezgustat. Și să ieși public, să o defăimezi, să o ponegrești, să o cărești pe mama care ți-a dat viață, mie mi se pare dezgustător, incalificabil. Așa ceva pur și simplu depășește orice normă a bunului simț. Orice normă a bunului simț. Dacă te duce, cred că și cel mai înapoiat trip de pe suprafața Pământului, nu cred că vei găsi scene atât de grotești în care un tânăr, un copil, să-și denigreze părinții în felul ăsta pentru așa ceva. Ești foarte nesimțit, Andrei. Stai că acum eu vin rândul la fată, dar trebuie eu să-mi fac rândul mie. Auzi tu acolo. Tu îți dai seama cât o jignești pe fata asta. Adică tu o critici pe ea că și-o jigni mama, dar tu ce faci acum? O critici pe ea ca ce? Îți dai seama ce exemplu bun dai tu? Tu, creștin, foarte mare creștin. Nici nu știu dacă poți să zic o critici, tu o batjocorești în mod constant, timp de 20 de minute, aproape 21. O batjocorești în ultima acică. Nici dacă te duci în tribul nu știu care, nu vezi atâta. Auzi tu? Vorbești tu de scene grotesce, nu știu ce. Păi nu trebuie să te duci în nu știu ce părți. Nu, hai că-ți spun eu un pic mai Andrei Croitoru, că tu exagerezi. Deci îți spun, exagerez, dacă aveai o altă atitudine, nu știu, poate nu criticam, dar tu ești, de data asta, ești foarte nesimțit. Ești foarte nesimțit. Păi cum adică? Cum adică? Ce faci tu că nici să te duci în nu știu ce trib, nu vezi așa ceva. Dar nu trebuie să te duci. În România, uită-te, unde în familiile astea heterosexuale, în familiile astea, oameni buni, fac o paranteză, n-am nimic cu familiile, n-am nimic cu heterosexuale, cu creștinii, vă rog frumos, nu mă aruncați vorbe și poveri în spate pe care nu trebuie să le duc. Vă rog frumos. Că acum nu mă refer la cei ce mă cunosc, că cei care mă cunosc știu cum îs și așa mai departe. Voi nu mă cunoașteți și de aia țin să fac unele mențiuni. Nu am nimic. Credeți-mă că ajut foarte mult creștini, ajut foarte multe familii, ajut foarte multe mame care sunt nenorocite de soții lor și ajut foarte mulți copii, dar n-am chef să vorbesc mult despre asta, că nu știu, nu mă sunt bine să mă lau, chiar nu mă sunt bine, dar unele mențiuni trebuie să le fac ca să înțelegeți că nu am nimic cu nimeni, dar nu suport nesimțirea. Nu trebuie să te duci nu știu ce triburi, Andrei Croitoru, ca să vezi nu știu ce batjocură grotească, că nici, deci oriunde te-ai duce, n-ai vedea mai multă batjocură decât la fata asta, așa să fie. Dar copiii care își batjocoresc părinții, aia din România pe nu ai văzut? Sau chiar părinți care își maltratează copiii, n-ai văzut? Tu trebuie să te duci în alte triburi, deci nu face comparația asta stupidă. Faci niște comparații ieșite de pe orbit. Plus de asta, cine ești tu, mă, Andrei, ca să-i spui că nu știe ea despre existența socială, cum să fac copii și așa mai departe, și că ea nici măcar nu știe cum să fac copii, de unde știi tu asta? Și cum poți tu să afirmi cu atâta tehnologie că doar așa pot să iei naștere sau ființă alte persoane. Doar dacă garajul să știi? Doar dacă să culcă un bărbat cu o femeie. Cum poți să spui că asta e singura metodă? Cum poți să spui? Și pe urmă, de unde știi tu că fata respectivă, fata din ecran, de unde știi tu că ea a vrut să fie adusă pe lume? Că tu ai zis că datorită părinților, știi, datorită părinților ea e în viață. Dar te-ai întrebat vreodată dacă fata asta, dacă domnișoara asta și-o dori să fie pe pământul ăsta? Te-ai întrebat? Ești foarte obraznic. Continuă. Între un bărbat și o femeie. Nu pot să descriu. Deci show-ul ăsta, vă spun, spectacolul ăsta mă distrează grozav. Cine a avut copii și a crescut copii știe că tot ce auziți aici este un show de prost gust, nereușit. Deci eu sunt curios dacă este cineva care o crede pe fata asta. Eu chiar vă rog să-mi scrieți dacă sunteți persoane care sunteți de acord cu poziția acestei fete. Eu sunt curios dacă voi chiar o credeți, ok? Dacă voi credeți tot show-ul ăsta pe care îl face ea. Dacă ai crescut un copil 2 sau 3, îți dai seama din absolut tot ce este aici, că este un show. Este un spectacol de prost gust nereușit. Durerea
Deci, numai cine a născut un copil 2-3, deci numai cine a născut sau a crescut, numai oamenii respectivi pot să-și dai copiii. Noi ăștia alții care nu avem copii, alții că nu vor ei să facă, alții că nu pot ei să facă, pentru că sunt atâtea familii, dar cupluri căsătorite care nu pot să facă copii. Oamenii respectivi, cuplurile respective, persoanele respective, nu poți să-și dai cu părerea vis-a-vis de situația asta ridicolă în care tu ai pus-o pe fata asta? Ai întrebat că dacă e cineva care o crede. Da, eu o cred. Eu cred că lacrimile pe care le varsă nu sunt fake. Da, uite, eu o cred. Și ai zis că să-ți scrie. Uite, eu nu-ți scriu. Eu îți fac video. Știi ce e penibil în toată situația asta, Andrei? Și ți-am mai zis eu și mă repet pentru că tu am impresia că uiți ce zic eu. Dacă unii dintre voi care sunteți predicatori, în special predicatori și pastori, suferiți de autism, lăsați-vă de unele subiecte. Da? Cum poți tu, când ea plânge, și aici e vorba despre o relație, da, dintre o fică, că ea vorbea aici, video pe care l-a înregistrat, are legătură cu mama ei. Deci vorbim despre o relație dintre fică și mamă. Tu niciodată, măi Andrei Croitorule, n-ai de unde să știi toată suferința sau toată bucuria prin care domnișoara de față a trecut cu mama ei. Tu n-ai de unde să știi. Când ea s-a înregistrat și au zis cuvintele respective, tu n-ai de unde să știi câte alte informații, câtă suferință sau năcaz au stat în mintea ei, în sufletul ei. Tu n-ai de unde să știi. N-ai de unde să știi ce anume o provocat lacrimile alea. Dar tu totuși ești penibil, îndeajuns de penibil, încă să spui că e un spectacol, că se preface, că nu știu cum. Nu-i frumos. Ascultă tu ce-ți spun eu ție. Nu e frumos să râzi când cineva plânge. Măcar abține-te. Și mă refer aici când vezi lacrimi despre o situație personală. A fost o situație personală pe care au făcut-o publică, dar e vorba despre o relație dintre mamă și fiică. Ești foarte ridicol, foarte nesimțit și foarte penibil că ți-ai permis să spui că a făcut un show. Foarte penibil, Andrei. De lacrimile nimănui, într-o situație personală, n-ai cum să râzi. Nu te-am văzut niciodată să râzi așa, când se făcea Bohariu că plânge pe secundă. Ăla face show, Bohariu, care am udă o dumă și am un plânge. La anvo. Acolo nu mai vorbim de relații personale. Mă, niciodată nu te-am văzut să hilinzești în halul ăsta. Dar e interesant, când e vorba despre fata asta, te-ai agățat numai bine de subiect, că întotdeauna oamenii care vorbesc împotriva comunității LGBT trag bine la publicul ăsta creștin, că hai bă, uite, ăsta e de-a nostru, e de-a lui Dumnezeu, hai că suntem cu el, dar oare așa să fie? Oare așa să stai situația? Să-ți fie rușine, Andrei. Pe care o simt, Ui, cum râde. nu numai Uitați. ca Oameni buni, vă rog frumos, uitați-vă la fața lui. Hai, nu că dau pe mare să vedeți. Uitați-vă. Oricum, Andrei, ești foarte nesimțit. În videoclipul ăsta ai fost o nesimțire de neimaginat. ca ei. Așa. Să și ca un membru al acelei comunități. Sunt multe pauzele, dar de ce ai simțit o durere profundă ca fiica ei și ca membru al acelei comunități când ți se spune așa de simplu pe românește, măi, căsătoria este întemeiată pe unirea plină de dragoste și voluntară a unui bărbat cu a unei femei. Și în urma acestei uniri se poate forma o familie, adică în plus de cei doi, vine al treilea, cum ești tu? Care-i șocul? Care-i, de unde e dramatismul ăsta? De unde e necesar acest spectacol? Da? Asta este aceeași otravă neomarxistă, LGBTistă, care te-a cuprins. Atâta tot. Nu e nimic serios aici. Nu-i nimic ca serios, așa e? Nu-i nimic ca serios. Auzi, măi, Andrei Croitore, dacă ești tot atât de deștept și de extra mega strălucit, spune-ne și nouă, ăștia, vezi, măcar fata asta, ai zis că are 1799 de followers pe Instagram. Eu am numai 1000, nici nu știu, 300, nu știu cât, aproape 400. Eu sunt mai neînsemnată ca asta. Eu sunt păduche. Da, dacă vrei, pleacă-ți un pic vocea și la mine și spune-mi, cum definești tu iubirea? Iubirea asta, știi, dintre două persoane. Cum o definești? Cum o cuantifici? Care-i formula ei? Că văd că ești mai marele știutor. Am pus atâtea întrebări și am cerut referințe biblice.
publicului creștin. Și aproape că toată lumea se repeta, se repeta și când trebuia să dezvolte așa zisele versete, cam rămânea pe minus. Ajută-i tu, spune-ne tu, domnule deștept. Ce înseamnă iubirea? Unde găsim definiția iubirii în Biblie? Unde o găsim? Absolut dezgustată. Uitați-vă la moca lui, stați că dau pe mare. Ești foarte nesimțit, Andrei, foarte nesimțit. Dezamăgită și șocată. Nu vin. Deci ascultați, nu spune nimic. Ascultați bine, ea nu spune nimic. Au pus-o pe hot news. O pun acum pe rețelele de socializare. Toată lumea să vadă. Că este îndurerată, dezgustată, șocată și că nu-i vine să creadă. Dar ea nu spune nimic. Practic, ea nu spune nimic. Nimic. Cred. Ea nu spune nimic, dar tu ce spui, Andrei Croitor? Tu batjocorești? Dacă ea nu spune nimic, eu în cele 13 videouri, nici nu am zis nimic. Interesant că pe alea nu l-ai văzut, dar aici vezi. Mă, foarte interesant. Și să-ți fie rușine că fata asta plânge și tu-ți permiți să fii atât de insensibil. Măcar dacă nu-ți păsa, dă-i pace, mă. Măcar dă-i pace. Dar nu cineva plânge și tu râzi. Tu râzi. Urât. Urât. Urât din partea ta. Deci că ești Că copilul lui persoana Costan. pe care am susținut-o în cariera ei politică. Nu ți-e rușine. Mama ta a avut nevoie de susținerea ta cu 1800 de followeri. Deci dacă nu susțineai tu pe mama în cariera ei politică, n-a ajungea nicăieri. Vedeți eu nu folosesc termenii aceștia cu uzanța lor clasică, ca să mă înțelegeți, dar nu sunt psiholog, psihiatru sau orice altceva de felul acesta. Folosesc termenul ăsta la modul general, așa popular. Cât narcisism trebuie să ai ca să crezi că cariera politică a unui adult a stat în susținerea pe care tu i-ai dat-o cu 1800 de followeri pe Instagram. Deci, imaginezi, deci. Da. Stai, că am trebuit să vedem ei rândul. Păi stai un pic așa, Andrei Croitoru, tu, deci devii, nu știu cum să zic, am încercat să rămân așa în parametri normali, dar nu, cu tine nu pot. Devii din ce în ce mai penibil. Cum poți să fii atât de imatur? Deci atât de imatur încât tu să valorifici persoana ei după numărul de followers pe care are. Tu îți dai seama ce prostie poți să spui? Tu poți măcar să... Adică tu o acuzi pe ea de narcisism când de fapt tu ești ăla narcisistul. Deci eu ce văd aici? Ești tu o persoană arogantă, egocentrică și narcisistă la maxim. Asta văd eu. Numai o persoană narcisistă poate să spună despre altcineva ce, ha, nu vezi, ai numai 1800 de followers, cine te crezi? În alte cuvinte, eu ar trebui să tac conform spuselor tale, că dacă am numai 1300 și nu știu cât de abonați, nu știu la ce te mai cași, Naomi. Cumva trebuie să ne cerem voi de la voi ăștia care aveți mai mulți followers? Așa cuantifici tu importanța unei persoane, mă? Și până la urmă, n-am auzit-o pe fata asta să spună că datorită ei și numai ei, mama ei se află în politică. Nu, o menționează despre faptul că o ajutat-o. Și da, și o persoană cu 1700 de followers, sau și numai cu unul, poate să ajute. Pentru că un om cu un om cu un om cu un om se adună și se adună, uite la câți abonați ai tu, om cu om. Sau tu dintr-o dată ai avut 33.000 aproape? Dintr-o dată, tu de unde ai început cu followers? Cât de penibil, măi Andrei, să fii, să spui tu că n-ai nicio importanță, băi, n-ai numai 1800 de followers. Câtă aroganță și cât narcisism, nu mă așteptam la asta de la tine, să vorbești chiar în halul ăsta. Să o subestimezi doar pentru faptul care, zic și eu ca Antonie, decât 1800 de followers? Păi nu ți-e rușine. În alte cuvinte ce? Dacă aș aduce eu și aș face eu un interviu, sau nu știu cum să zic, un live, hai să spunem cu un om sărman de pe drum. Nici ar trebui să-i dau dreptul să zică ceva că eu comparativ cu el, adică stai, eu măcar am 1300 și, bă, tu n-ai nimic, dar mucles. Adică oamenii care știu eu, într-o situație mai altfel decât noi. Sau poate e mai ok decât noi, numai noi credem că sunt mai nu știu cât.
Mai amărât decât noi? Ea n-ar trebui băgat în seamă? Da. Că transpir de și mi sunt înghețate de agitație. S-a dovedit a fi o homofobă. Băi, femeia aia a spus public că nu are nicio problemă cu parteneriatele cu care eu nu sunt de acord între persoane de același sex. A spus doar că ea crede că căsătoria trebuie să fie între un bărbat și o femeie. Este o homofobă. Deci o jignește public pe mama ei, o ponegrește în ultimul hal pe mama ei, intră în lipsa aia de logică LGBT-istă, neomarxistă, și o face pe maică homofobă. Oribil. Stai, cam e rândul meu. E oribil, așa e? E oribil. Dar tu, cum vorbești la adresa ei, din poziția ta de creștin, cum e? E penibil, nu? Oribil, penibil, cum vrei tu. Și știi care e chestia cea mai interesantă, Andrei? Știi care e chestia? După toate ieșirile astea pe care le-au avut domnișoara, următoarea zi și-o cerut scuză public, din câte știu eu, și-o zis că îi pare rău că a vorbit așa la adresa mamei, că a avut niște scăpări și așa mai departe. Eu dacă eram în locul tău, ca să vezi, eu dacă eram în locul tău, așa, eu asta numai cu 1300 și poate după video ăsta rămân numai cu 100 de followers, poate nici nu, poate rămân numai cu unul, cu Martin, Martin te pupă mama și mai știu eu, doamne, poate rămân numai cu 10, că 10 oameni care n-au. Se pare că sunt oameni care gândesc și cel puțin. Cel puțin. În fine. Eu aia amărât aia, știi? Dacă eram în locul tău și aș fi făcut videoclipul ăsta pe care l-a făcut ea, da? Și aș fi vorbit cum ai vorbit tu, deci în locul tău să fi fost eu. În momentul în care aș fi văzut că aș o cerut iertare față de mama ei, știi ce făcea Naomi Mureșan? Adică eu și ștergeam video. Ștergeam. Sau făceam altul în care spuneam, oameni buni, uitați, am criticat-o pe domnișoara, dar o apărut public și o cerut iertare. Ai făcut asta? Stați că mă duc pe telefon să văd, eu m-am uitat, dar n-am văzut așa ceva. Oameni buni, stați-mă un pic, că dacă au făcut, deși eu m-am uitat înainte să mă apuc de registrat, dar mai știi câte Alzheimer am și eu? Haideți că mă uit pe telefon, că ce să faci? Facem un triple check. Numai un pic, să văd dacă el a avut o revenire după aia. Expre pe tema asta. Expre. Deci, one month ago, hai să vedem, bun. Nu, că după aia apare numai la biserică, la biserică, cu tricou la roșu, după aia apare cu Gabi Floruț, după aia îl vedeai și pe Timotei Tătar, nu știu ce, bun, am înțeles. Deci, nu, n-ai avut nicio revenire. Deci, ea și-a cerut scuză după aia. Tu nici n-ai făcut un alt video în care să spui oamenilor, uitați că și-o cerut scuză. O avut și ea momentele ei, că toți avem momentele noastre, când suntem așa, mai cuprinși un artific de o flacără. Nu. Nici nu ți-ai luat un video jos, dar nici n-ai făcut un alt video prin care să specifici asta. Uite, de exemplu, dacă eu după ce fac video ăsta, văd că ți-ai tu video ăsta jos cu ea, mi-l șterg și eu pe ăsta, cum am făcut data trecută. Dar dacă tu nu iei video cu doamna asta jos, cu domnișoara asta, că nu știu dacă e măritată, nici nu știu cum să-i zic, îi zic domnișoară, deci dacă tu nu iei videoclipul ăsta cu ea, eu o las pe asta. O las pe asta și fiecare facă ce vrea. Înțelegi tu? Deci eu spre deosebire de tine, dacă văd că la om îi pare rău și regretă, mă duc și bă, dacă am zis ceva, pac, eu jos. Depinde de context și situație, dar în cazul ăsta s-ar fi cuvenit ca tu să iei videoclipul ăsta jos pe care l-ai făcut. Dar cum să le iei? Că atâtea vizualizări, nu cumva să te afectează, știu eu ce. Înțelegi tu, croitorul? Asta e diferența între mine și tine. Că eu dacă văd că la om îi pare rău, în special să aud că regretă sau să văd, depinde, păi eu am și acționat rapid. Adică bine că ai fost bun să arunci în ea, dar când ea și-o cerut scuză public, n-ai mai văzut. N-ai mai văzut. Să știi tu de la mine că fata asta și-o cerut scuză public de la mama ei. Public, exact cum public a făcut videourile astea, shorturile astea, exact așa și-a cerut iertare următoarea zi. Dar n-ai mai zis nimic despre asta. N-ai mai zis nimic. Foarte frumos. Bravo! Bravo! Îmi pare rău dacă auziți urlete, vecinii mei dau o petrecere acum. Nu am cuvinte
spun de ce n-ai cuvinte, pentru că e lipsit de logică absolut tot ce spui. Este lipsit de argument, de logică, de rațiune, tot ce spui. Da? Este pur și simplu un spectacol de prost gust, poate o mică euforie emoțională, o grămadă de narcisism și dorința de a atrage atenția altora, pentru că nu te-ai remarcat într-un alt fel. Atâta tot. De asta nu ai cuvinte. Tu îți dai seama de cine. Haide, viața mea. Tot ce ai spus ei, de fapt, te-ai descris pe tine. Înțelegi? Deci, tu, ceea ce ai făcut în videoclipul ăsta, e lipsă de rațiune, de logică, de tot. Tu ce ai făcut? Cum poți să vorbești despre narcisism, măi, Andrei, când tu ești la narcisistul? Mă interesează, eu nu înțeleg treburile astea, mă, nu înțeleg. Pentru faptul că fata asta a fost supărată pe mama ei și a acționat cum a acționat verbal în mediul virtual. Și vorba aia, e o necunoscută, da? Plus că ceea ce o transmis ea e lipsit de rațiune, de logică. Totuși, o ajuns în gura dânsului, da? De atâtea fapte care se întâmplă în România. Atâția copii abandonați. Hai că vorbim de familii tradiționale sau naturale, cum zici tu. Că ai zis că noi ăștia vă batjocorim. Ai zis că comunitatea LGBT batjocorește familia naturală, spunându-i familia tradițională. Nu, voi vă spuneți familia tradițională. Voi. Nu mai aruncați voi o cara pe LGBT. Nu. Nu, că nu-i frumos. Nu. Deci, sunt atâtea cazuri și în România care apar la știri și despre care nu spui nimic. Și se vede foarte clar. Se poate citi, se poate observa. Cum părinții își abuzează copii sau cum părinții își abandonează copii. Da? Vorbim despre relații dintre părinți și copii, copii și părinți, da? Că despre asta e vorba. Și n-ai nimic de spus, adică nu ești la fel de vocal, nu ești la fel de deranjat, de ofticat. Ți-ai găsit unde să fii. Ți-ai găsit unde să fii. Îți dai seama. Îți dai seama câtă penibilitate. Tocmai tu, un narcisist, să vorbești în halul ăsta despre el? Pă, domnișoara, asta e fix zero pe lângă alți copii sau pe lângă părinții care își maltratează copiii. Îs zero. Ea e zero, pardon. Nu ți-e rușine să spui că e lipsită de logică și fața aia ta cum... Bă, care îmi pun mască, mă, măcar îmi pun mască să nu se vadă, nu știu când mi se mută nasul într-o parte, măcar îmi pun mască, mă, să nu se vadă. Foarte batjocoritor ești. Foarte, foarte batjocoritor. Nu am cuvinte. Cum râde. Următorul. Nu m-aș fi așteptat la așa ceva, niciodată, nu m-aș fi... Dat ca ea să fi militat vreodată pentru drepturi egale. Nu a apărut vreodată pasionată de acest subiect, însă sunt șocată să aud că a votat da pentru modificarea Constituției într-un mod jegos și discriminatoriu. Deci, în continuare, tot șocul ăsta și discriminare. În fine, n-are niciun sens. Voi ascultați? Da? Nu s-a gândit vreodată că mama ei, care a fost căsătorită cu un bărbat și a născut-o pre ea prin unirea dintr-un bărbat și o femeie, ar putea susține așa ceva. Că ar putea. Ascultă. A votat da. Deci, ce șoc! Că mama cu tata, care au avut un copil prin unirea lor de dragoste, ar vota pentru așa ceva. Că aia este căsătorie și că în urma acelui fel de căsătorie se întemeiază o familie. Vă dați seama? Cum să crezi așa ceva? Mă doare sufletul. Mă doare inima. Și am palpitații de câteva ore. Nu susțin un astfel de om pentru alegerile europarlamentare. Băi, din nou, vă gândiți că pe cineva doare inima și are palpitații, că părinții ei s-au căsătorit, s-au iubit și aia consideră căsătorie și că din căsătoria aia rezultă o familie în care a fost și ea.
Iar palpitațiile la inimii și sunt durerate de ore întregi, domnule, să nu fac vreun accident. Domnule, vă dați seama ce șoc. La asta te duce o ideologie total dementă, total decuplată de realitate, diabolică. La asta te duce. Sau... Dar ție nu-ți se rușine, mă, croitorule. Când vreodată o spuse ai care palpitații pentru faptul că mama ei cu tata dânsei au avut o relație? Când vreodată o spus asta? Când vreodată o insinuat asta? Comentariile tale sunt diabolice și deformate și dezaster. Comentariile tale. Că le răstălmăcești și le învârți mai rău ca babile alea care au ieșit la pensie și stau și bârfesc în România. Mai rău ca babile de pe cisteț. Mai rău ca babele alea. Prezidențiale, deși știu că este favorita multora pentru acel rol. Deci imaginați-vă că dacă ea nu o susține la prezidențiale sau la europarlamentare, nu are nicio șansă, da? Acolo sunt alți factori de influență care pot să decide lucrul acesta. Din câte am văzut, s-a cerut retragerea ei de pe lista europarlamentarilor de către această formațiune politică. Aveam alți termeni, dar îi țin pentru altă dată. Când vreodată o spus ea, din nou, deci tu din nou ești ca o baborniță. Serios. Când vreodată o spus ea că dacă nu mai susțin eu pe mama, gata, nu o să mai fie în parc. Când vreodată o zis așa ceva? Ea doar a spus că nu o să mai susțină. Atâta tot, că nu o să mai susțină. Nu că vezi, mamă, că fără mine știi, ești mă, o zis așa ceva? Ești o baborniță expirată. Asta ești tu, Andrei. Atâta tins să exagerezi foarte mult. Dacă ar fi spus că fără ea, deci dacă ar fi spus ceva genul, mamă, fără susținerea mea ești zero, nu o să mai știi? Bă, da. De-aia doar a menționat că nu mai susține, atâta tot. Deci, din nou, pentru a nu știu câtă oră, exagerez și duci într-o extremă toate declarațiile acestei domnișoare. Să-ți fie rușine, croitorul. Sufăr foarte mult. Observați tot show-ul ăsta. Nici nu știe ce să spună, că n-are nimic de spus de fapt. Și tot ne spune... Zici, care este argumentul, să zicem? De fapt, ce discutăm cu argumente cu astfel de persoane? Care este argumentul în spate? Asta e primul argument. Al doilea argument. Sufăr. Mă doare. Am palpitații. Al treilea argument. Această discriminare, homofobie, da, termini ăia. Astea sunt argumentele. Oamenii ăsta, voi vă dați seama că generația cu care noi avem de dialogat acum este o generație decerebrată. O generație cu care nu poți discuta argumentat. N-ai cum. Ei nu știu să gândească logic, rațional, n-ai cum. Tu nu poți vii cu argumente. Sunt irelevante argumente, dumneavoastră înțelegeți, ascultați. Sunt irelevante argumentele. Hot News-ul a considerat că ăsta este un răspuns din partea fiicei acelei doamne, care cine știe ce are ea de spus și ar trebui ascultat de toată țara, toată planeta, numai că nu înțelege limba română, da? Cum poți să spui tu că auzi tu, cică, cu astfel de persoane n-ai ce să vorbești despre argumente? Ce vrei să spui cu astfel de persoane? Ți-e chiar nu ți-e rușine, croitorul? Ce vrei tu să insinuezi cu cuvintele astea? Mă limitez prin a spune că ești penibil. Și nu-mi vine să cred consider că dacă ești creștin și crezi... Învață-ne acum. Hai să auzim predica. Deci consider că dacă ești creștin, Legea iubirii. Ar trebui să lupți pentru drepturi egale. Deci, legea iubirii, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău și cu toată inima ta, și Dumnezeul ăla este împotriva, acel Dumnezeu, singurul Dumnezeu viu și adevărat, este împotriva acestor uniri păcătoase homosexuale. Este împotriva la tot ce vine pe ideologia LGBTQY. Și așa mai departe.
Este împotriva la tot. Înțelegeți? Asta e legea iubirii, în primul rând, a lui Dumnezeu și apoi legea iubirii aproape lui, relațiile homosexuale, relațiile cu toate relațiile alea de acolo, da? Sunt împotriva iubirii, așa cum este definită de Dumnezeu. Aia nu este dragoste, aia este o pervertire a lucrurilor, a rânduielii, a legilor, a naturii, așa cum a lăsat-o Dumnezeu. Asta este o pervertire. Sunt niște perversiuni. Perversiuni. În spate, da, sunt niște traume care trebuie tratate corespunzător, dar în spate sunt probleme profunde la foarte multe persoane. Aia nu este iubire. Nu este iubire. Pentru... Stați. Eu tot încerc să-mi notez măcar câte un cuvânt la fiecare bazacul pe care spune. Auzi aici. Ea nu s-a referit la iubirea, știi, dar și tu s-a manumat ca aberesti, știi, tu ai mai băgat acolo de la tine ca să tragi bine la publicul tău creștin, dar nu e nicio problemă, că dacă oamenii așa vor să doarmă și să nu cerceteze problema lor, da? Ea nu s-a referit la iubirea dintre un pământean, o ființă și Dumnezeu, sau între mine și vecin. Înțelegi la ce iubire s-a referit ea, da? La două suflete care să iubesc, să îndrăgostesc și așa mai departe. Păi cine ești tu, mai marele expert, nu știu ce, cine ești tu să-ți permiți să declari cu atâta lejeritate, știi? Oricum ești atâta, ești de arogant, croitorule, încât, nu știu, mă mir cum de nu faci scurt circuit la laptopul ăsta. Să spui tu că Dumnezeu e împotriva comunității LGBT și ce? Ce? Voi v-ați învățat, voi ăștia, unii dintre creștini, că nu pot să zic toți creștinii, că am stat de vorbă și cu creștini care zici că mai gândiesc totuși, dar marea majoritate v-ați învățat să puneți gunoi unde de fapt nu era gunoi. Și pe urmă să spuneți că tot, adică toată groapa aia e gunoi. Voi adăugați la comunitatea LGBT tot felul de chiușă, nu știu ce. Voi. Dar asta nu înseamnă că e și corect. Voi aruncați o sândă asupra lor, dar asta nu înseamnă că e și corect sau biblic. Am făcut 13 video și mă repet, cel puțin cu LGBT, unul după altul. Da? Atunci în octombrie. Și o să le pun aici la descriere, dacă nu uiți, să te duci să te înholbi la ele și te provoc să le asculți și pe urmă să ne dai și nou un răspuns sau mie, știi? Iartă-mă că n-am numai 1300 și poate până te uiți tu la videoclipul ăsta am scad. Poate o să vezi că noua mea are numai un singur follower. Dacă mă lasă tăți și se dezabonează, îmi fac eu un cont, mă duc și eu la nepot telefonul și zic, bă, stai să am măcar un follower, că dacă nu mă bagă ăsta în sal. Aștept să mă luminez și pe mine și să-mi demonstrez. Uite, eu sunt fată, da? Uite, așa vreau eu să-mi arest tu mie. Pentru că aduci niște acuzații aici, da? Și denigrez. Da, și atunci e datoria ta să revii cu un răspuns și să areți vorba aia, negru pe alb sau alb pe negru, cum ziceam mai de mult, unde scrie corelație, de exemplu, dintre două femei, da? Îi păcat. Și că Dumnezeu îi împotriva aceste relații. Te rog frumos! Hai cu argumentări biblice, cu teologia ta de calvinism, hai te rog frumos și demonstrează și arată-mi tu mie că eu nu pot să contest argumentele tale. Și când zic că să le contest și să le contrazic, mă refer tot cu Biblia. Adică nu o să vin cu date științifice, ca așa, nu! Verset cu verset, da? Deci te rog frumos, arată-mi tu mie și demonstrează că Dumnezeu urăște relația dintre două femei. Și nu zic relație de vecină, îmi dai un cafe, îmi dai un pamper, îmi dai un tampon. Nu, 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 vorbesc de îndrăgosteală, sărutare și să fie primit. Da? Că ai zis că astea sunt niște perversiuni. Că nu e o iubire naturală. Păi băiatul, că îmi aduc aminte ce a scris un user, Cătălin. Cum puteți voi să spuneți, voi oamenii ăștia care spuneți, ba spuneți că e împotriva Bibliei, deși când v-am cerut să demonstrați, a stat foarte slab la capitolul ăsta. Nu uitați de episoadele pe care le-am postat. Alții spuneți că e împotriva naturii. Împotriva cărei naturi? Despre ce natură vorbim aici? Despre ce natură vorbim?
Cum o zis și Cătălin, și nu că Cătălin nu știu cine, nu, dar totuși e un om care gândea, și spre deosebire de mulți care nu m-au aruncat versetea iurea. Sunt și animale. Sunt și animale care întrețin relații sexuale mascul între mascul și femele între femele. Contra cărei naturi? Hai că cu oamenii vă merge să spuneți unde vă merge. A, știi că nu e bine ca familiile LGBT, știi, din comunitatea LGBT să adopte copii, că pe urmă le spală creierii și apă copcei, știi, devin pe, să fac pe invers, să fac gay, să fac lesbiene, știi? Mă, dar animalele cum să pot corupe una pe alta? Ca să fie gay și lesbiene, cum pot să se corupă una pe alta? Că nu înțeleg. Și nu știu, vă lipsește foarte mult logica oricum, pentru că dacă ar fi adevărat efectul ăsta de convertire la pervertire, da, sau la perversiuni, adică dacă o familie de gay adoptă copii, automat copiii ăia o să fie gay. Adică eu și-o convertit. Dacă efectul ăsta ar fi adevărat, păi gândiți-vă voi logic. Ar mai putea să existe comunitatea LGBT? Nu. De ce? Pentru că atunci și o familie heterosexuală trebuia să aibă puterea asta de efect și chiar dacă copilul lor și-ar fi dorit să devină gay sau lesbi sau știu cum, n-ar fi putut, că efectul ăla de heterosexual era peste el și gata, era și el heterosexual. Voi nu vă dați seama că nu există logică în acuzațiile voastre? Nici logică firească, nici argumente biblice. Nu destul de suficiente încât să nu fie contraatacate. Și când zic contraatacate, mă refer să fie contraargumentate. Austria ce spune că e contra naturii. Că Dumnezeu nu acceptă așa ceva. Aștept și eu să mă luminez. Și să-mi dovedești, în primul rând, unde Dumnezeu detestă relația dintre două femei. Hai că poate în alea 13 videouri te-ai făcut că n-ai auzit când am adresat subiectul ăsta. Acum ți-l adresez personal. Sau cu persoanele astea, nu se poate vorbi. Care sunt persoanele astea? Hai să continuăm. Ca fiecare om să poată să își aleagă calea și să-și poată forma o viață fericită și liniștită. Nu, nu. În creștinism, legea iubirii nu spune că fiecare să-și aleagă calea. În creștinism, singura cale este calea lui Hristos. Iar calea lui Hristos este total opusă lucrurilor pe care dumitale le promovezi. Total opusă. Și nu există viață fericită și liniștită în astfel de comunități. Toate statisticile arată că nu există viață fericită și liniștită în aceste comunități. Motiv pentru care ne tulburați pe noi toți cu nefericirea voastră și cu neliniștea voastră. Oh, my God, cât e prostie ai zis aici. Ci că toate statisticile, mă zici că efectul lui Bohariu s-a băgat în tine. Despre ce statistici vorbești? Că demonstrează, auzi tu, că toate statisticile trebuia să-i numeri, da? Trebuia să-i numeri, numai un pic, oameni buni, mă scuzați. Numai un pic, vă scuzați. Asta e. Se întâmplă și la casă mai mare. Așa. Doamne, că nu trebuie să mai întâmplă o chestie din asta ca să mă întrerupe de la video, da? Nimic, că ne revenim noi. Așa. Deci, spune-mi, te rog frumos, despre ce statistici vorbești tu că demonstrează că cuplurile sau persoanele din comunitatea LGBT nu sunt fericite. Știi cum ai spus-o asta? Deci tu, prin cuvintele astea, faci să dispară toată nefericirea și toată violența domestică care are loc la scară largă în familiile heterosexuale. Știi ce știu eu din statistici? Știi ce știu? Eu știu altceva. Că în familiile heterosexuale se comit cele mai multe acte din repertoriul ăsta de violență domestică. Abuz fizic, abuz emoțional, psihic. Eu așa știu.
Eu așa știu, eu știu fix invers, cum zici tu. Și încă mai ai tupeu și aroganța aia penibilă, că te ajuți de faptul că știi că te urmăresc oamenii și continui și aperezi și spui că și ne deranjați pe noi cu nemulțumirile voastre și cum ai zis tu acolo. Nu-ți rușine. Cu ce vă deranjează LGBT? Cu ce vă deranjează? Și cu ce vă deranjează? Că vă strică vouă realitatea fictivă și falsă pe care v-ați creat-o. Voi, cei heterosexuali, nu toți, nu toți, marea majoritate, credeți despre voi că sunteți atâta de perfecți încât o apărut de undeva și comunitatea LGBT și vă strică raiul vostru. Când, de fapt, realitatea e alta. Voi, heterosexuali, nu sunteți perfecți. Nu zic că ar fi cei din comunitatea LGBT, nici vorbă. Eu nu zic că e nimeni perfect. Voi credeți că sunteți perfecți. Eu zic că nimeni nu e perfect. Începând cu mine, imperfecțiunea are loc. Da? Deci, voi nu sunteți perfecți. Și nu cei din comunitatea LGBT vă deranjează pe voi. Nu, nu, nu. Voi vă bateți nevestele, voi le maltratați, voi chiar le omorâți, voi nașteți și abandonați copii, toți copii abandonați. Statisticile arată, știi ce zic? Că familiile heterosexuale le-au abandonat. Nu cei din comunitatea LGBT. Chiar în familiile heterosexuale au avut loc abuzuri sexuale. Atât în raport de soț și soție, cât și soț și copii. Adică tată și copii, mă scuzați. Da? Deci în familiile astea heterosexuale există abuz sub orice formă. Nu contează că vorbim despre abuz fizic, emoțional, psihic sau sexual, toate au avut, au și o să aibă loc. În familiile astea heterosexuale. Deci nu cei din comunitatea LGBT vă abandonează copiii, voi vi abandonați. Și mai mare ipocrizia când cineva din comunitatea LGBT vrea să adopte, nu, că lasă că e bine să stai părăsit. Nu. Deci, Andrei Croitor, tu ai vrut să insinuezi că vezi, Doamne, voi trăiți într-o realitate perfectă și că toate statisticile, te rog frumos, bă băiatul, tu când vorbești asemenea lucruri și când aduci asemenea acuzații, păi atâta de bine trebuie să fii pregătit ca la proiecte. Știi cum era la facultate? Numai nu știu ce... Tu ai făcut facultatea de, nu știu, bănuiesc de teologie. Dar și acolo, indiferent de facultate, când prezinți un proiect, spui ceva și ai o referință la bază, nu? Eu când făceam proiectele la școală, eu n-aveam referință per paragraf. Aveam referință la câteva cuvinte. Adică atâta mi-era de solidă lucrarea mea, încât nu avea nimeni ce să conteste, pentru că Naomi dovedea tot ce spunea. Tu înțelegi că acuzațiile pe care tu le adus sau afirmațiile pe care le faci trebuie să fie susținute cu referință? Sau tu ești mulțumit că ești creștin, oamenii te cunosc că tu predici și critici și e suficient atât. Referința ești tu, e persoana ta. Cine ești tu? Că te întreb și eu cum întrebai pe ea. Cine te crezi tu? Cum poți să spui că toate statisticile, care sunt alea toate statisticile? Vezi cum arunci tu cuvinte fără sens. Tu arunci cuvinte care știi că mulțumesc publicul. Pentru că asta mulțumește publicul creștin. Să fii de acord cu ei, să le spui ce vor ei să audă, fără să le ceri să caute, să cerceteze. Tu le ceri să caute, să cerceteze numai când îți convine ție. Dar aici, te rog eu frumos, arată-mi care statisticile alea toate, care arată că cuplurile din comunitatea LGBT toate sunt nefericite și în alte cuvinte, voi sunteți aia perfecții. Unde se aude așa ceva? Despre ce statistici vorbești tu? Și cine te crezi tu să spui că, vezi, Doamne, comunitatea LGBT vă deranjează pe voi, dar hai bă și împușcați-mă, omorâți-mă că doar atâta vrei. Voi dacă ați putea și nu v-ar vedea nimeni, mulți dintre voi asta ați face. Nu-ți rușine să spui asemenea aberații. Nu-ți rușine să spui că toate statisticile arată. Deja l-ai întrecut pe Bohariu.
În ceea ce ține de referință din a... Ce referință, mă? Cuvinte aruncate în vânt. Numai el zice că 99% din nu știu câte așa, 80% așa. Și nu vedem referință. Te rog eu frumos, domnule, că ai aproape 33.000 de followers. Când îți prezinți un material, afișează la descriere referințele, să le citim și noi, să le verificăm și noi, te rog eu frumos. Uite, acum aș fi curioasă să știu care sunt alea toate statisticile care arată că, vezi, doamne, cuplurile LGBT, toate au trecut prin traumă și din cauza asta și din cauza gândirii tale mai de mult și așa acum. Au fost persoane, sute de persoane chinuite și supuse la tot felul de tratamente prostești și grotești și satanice, prin care mulți oameni au murit, că au fost supuși la tot felul de chinuri, că vai de mine, că iubirea asta nu e normală. Și eu electrocutat și o murit, dar despre asta nu știți vorbi. Numai despre creștini, că vai că creștinii sunt omorâți, dar alții care sunt omorâți din cauza că nu cred ca voi, că nu cred în ce credeți voi. De când și până unde mă trebuie eu să cred în ce credeți voi? De ce? De ce credința mea trebuie să fie credința voastră? De ce trebuie? Fiecare cu treaba lui. Nu-ți fac rău, nu-mi faci rău, dă-mi pace. Mai spui tu că ea vorbește fără logică? Păi tu tot videoclipul ai vorbit fără logică. Și cu o foarte mare aroganță și nesimțire. Și că Iisus și că Dumnezeu e împotriva acestor lucruri. Demonstrează-mă biblic. Demonstrează că abia aștept să-ți demonstrezi contrar. Demonstrează. Și ultima parte. Această discriminare jegoasă nu are loc la mine în familie. În primul rând, nu tu ți-ai format familia, nu tu ți stăpânești familia, nu tu ai ales să te naști, nu tu te-ai ales pe tine. Deci, eu nu în sens ce spui, da? Te-ai ridicat tu în poziția asta, că n-are ce căuta la tine în familie. Bravo! Și ce o să faci? O să-ți dezmoștenești mama și pe tata? Cum ai să răsplătești tu faptul că mama ta te-a ținut 9 luni în pântece? Cum ai să răsplătești tu sutele de ore, de nopți, de săptămâni în care părinții tăi s-au gândit la tine, te-au îngrijit, te-au crescut, te-au hrănit și așa mai departe? N-ai să poți niciodată să faci lucrul ăsta. Deci în ce fel tu nu permiți în familia ta? Cine ești tu, măi? Cum ai putut să ajungi atât de deformată moral și spiritual încât să jignești părinții în halul ăsta, în public, într-un mod atât de grosolan, o fată, o domnișoară, este ieșit din comun. Este ieșit din comun. Oh, că nu mai pot. Nu mai pot cu omul ăsta. Adică tu vezi știrea asta în mediul online, da? O situație foarte sensibilă de altfel. O situație critică între o fiică și o mamă. Fica, domnișoara, alege să se exprime mediul public așa o să-mi țip. Totuși, fica ei, fica protagonistei, da? Adică îi cineva, îi fica dânsei. Și a început să vorbească. Și tu îți permiți un nimeni în ecuația de față, ești un nimeni, la fel ca mine, și eu în ecuația de față îs un zero, dacă ar fi să mă raportez numai la situația dintre ea și mama ei. Nu la videoclipul ăsta, nu, nu, da? Și totuși tu, un nimeni, o întrebi că cine ești tu? Cum se poate, măi Andrei, cum se poate, dacă erai fată, te întrebam dacă ai fost la ciclu. Că noi femeile, sau fetele, domnișoarele, când suntem la menstruație, ne confruntăm cu probleme grave. Nu toate, dar ne cam confruntăm. Dar n-am cum să te întreb dacă ai fost la menstruație, că tu ești bărbat. Ai dus lipsă de ce? De hrană, de temperatură, de... Doamne ferește! Adică tu te bagi ca musca în lapte. Între o relație, să nu uităm contextul, că e vorba de context. O fiică îi supărată pe mama ei. Și se exprimă în mediul public. Și tu repede ca baba de tu. Și tu, un nimeni, îți permis să o întrebi pe ea că cine e. Păi fica dânsei, mă, tu cine ești? Tu, în ecuația respectivă, cine ești, croitorule? Tu-ți dai seama ce penibil ești? Cine ești tu? Și din acest motiv nu o mai susțin pe mama din niciun punct de vedere din acest moment. Vă mulțumesc!
Da, este totul făcut pentru show public. Deci tot ce vedeți aici este un show public făcut pentru audiență și ca tu să călărești în modul ăsta grotesc reputația mamei tale. Deci ce a făcut acum public nu va mai putea fi spălat niciodată. Și dacă și-ar da seama că a greșit, nu va mai putea fi spălat niciodată. Reputația cu care vei rămâne în mintea oamenilor normali la cap și care înțeleg respectul minim pe care trebuie să-l dai părinților, chiar și atunci când ești în dezacord cu ei, în cazul ăsta, tu ești pe calea largă, pe calea rătăcirii, în mintea celor oameni niciodată nu vei mai putea să întorci lucrurile, niciodată. Oamenii știu că ai făcut un show de prost gust, oamenii știu că ai călcat o lege fundamentală. Ascultă-mă, pe vremea mea era ieșit din comun. Și cei mai răi băieți, cei mai mari golani, scandalagii, bătăuși, curvari, cum erau ei? Băi, știau o regulă. Ființa aia care mi-a dat viață merită respectul meu în orice situație. Și puteai să spui orice despre oricine, dar nu puteai să spui ceva despre mama. Asta înseamnă să-ți pierzi dragostea firească. Asta înseamnă să ajungi atât de deformat în sufletul tău, să ai un chip lăuntric atât de grotesc cum nu se poate imagina. Dragilor, învățați din lucrurile astea. Învățați din lucrurile astea pentru că asta este generația cu care noi avem de lucrat acum. Părinților, treziți-vă la timp. Dacă vă lăsați copiii de capul lor cu capul în TikTok-uri și în Instagram și în toate neroziile astea și nu vi-i creșteți și nu-i învățați respectul de părinți, nimeni nu-i va învăța. Nimeni nu-i va învăța. Vă spun, Dumnezeu să aibă milă de generația asta și de România, că suntem într-o stare teribilă. La revedere! Doamne ferește! Auzi tu la el, cică, pe vremea mea, e zici că el are 80 de ani și e amui ceva embrion. Pe vremea mea, știți, bea cola fără etichetă pe sticlă. Pe vremea mea, eu, Andrei Croitoru, care am 120 de ani, tu ești un embrion format în testicul acum? Pe vremea mea, golanii știau un lucru. Bă, orice dai de părinți nu te iei. Pe bune? Pe bune, croitorule. Păi hai că mă dai eu pe jițel, că tu deja ai terminat cu toate misiunile tale. Adică să înțeleg că orice ți-ar face părință, mă, n-ai cum să te iei, că n-ai cum. Că nu a fost numai... Ce-au făcut eu a fost un show grotesc. Cine ești tu să știi ce-a fost în sufletul ei când ea s-a registrat? Cine ești tu să-ți permiți să râzi când i-au plâns? Într-un context extrem de sensibil. Da? Că nu-i vorba despre o predică aici. Nu. Vorbim despre o fiică și o mamă. Fiica nu a fost de acord cu acțiunea mamei sale. Și s-a înregistrat cum s-a înregistrat. Eu nu zic că a făcut bine ceea ce a făcut sau modul cum s-a exprimat. Eu nu zic asta. Dar intervenția ta ca o muscă e de zero bani. Și tot tu, că asta e culmea idioțenie, știi? E un paradox așa de oameni, cum zici tu, deformați, știi? Tot tu, mă, ai tupeu să o întrebi pe de nu știu câte ori ai întrebat-o. Că cine ești tu? Ea măcar are legătură cu persoana respectivă, adică e fica persoanei, adică e fica Elenii sau cum o cheamă pe persoana aia din USR, da? Dar tu? Și nu uita, Andrei, nu uita un fapt penibil. Ea, după ce a ieșit în mediul online pe Instagram și-a făcut declarațiile respective și-a cerut iertare. Și tu n-ai mai zis nimic de asta. Și așa se întâmplă și în viața reală. Greșește un prieten la altul și merge la și-l bârfește la altul, știi? Bă, uite, de multe ori se și inventează. Dar după aia nu se întoarce înapoi să-i zică, bă, știi, stai că după aia și-o ceru sorii. Mi-a luat poate o ciocolată, mi-a luat o flori, mi-a luat, nu știu, m-a dus la o plimbare, m-a dus la un film, m-a scos la un restaurant și-o zis sorii. Sau atât, au zis sorii. Nu se mai duc să zică pe urmă, bă, știi, ăla pe care ți l-am bârfit. Uite, o zis sorii. Nu, lasă așa ca și cum, știi? Așa ai făcut-o acum.
Fata asta și-o cerut sorii și-o zis că îi pare rău. Și tu de baborniță ce ești, n-ai mai zis nimic după aia și nici că ți-ai luat video jos. Bă, măcar dacă ți-ai luat, dacă ți-ai fi luat video la jos. Video ăsta pe care l-ai făcut. Nici nu ți l-ai luat jos și nici nu ai făcut altul în care să spui da, oameni buni, uitați. Nu, tu deja ai venit cu sentința că chiar dacă și-ar da seama că a greșit, nu mai spală, nu mai așa, nu mai așa, nu mai așa. Tu ăla care predici despre iertare și despre nu știu ce, tu apași și spui că nu o să-și mai speli. Dar ce-o făcut e? Ce-o făcut atât de rău? Ce-o făcut mă atât de rău? Și să dai tu, auzi tu cu ce aroganță și cum vorbești și cu ce accent ai spus tu că, părinților, dacă lăsați Instagram-ul și TikTok-ul la îndemâna copilor, bă băiat, în Biblie scrie clar că nimic de sub soarele ăsta, nimic de pe pământ, auzi croitorile sau tu ai probleme. Nimic nu-i nou sub soare. Deci comunitatea asta LGBT nu-i nouă sub soare. Nu îi nou. Nu mai dați vina pe Instagram, pe TikTok și pe nu știu ce, și nu știu ce. Că numai atâta știți să faceți. Să formați gunoi, să formați gropi, să le adânciți, să aruncați ce vreți în ele și cu Biblia sub braț, că dar așa dă bine. Și vă apucați și vă strângeți adepți. Hai să-i dăm... Să-i dăm falul la croitorul că vai ce bine zice, vai ce, ce bine zice. Nu te-am auzit să folosești o referință biblică în tot ceea ce ai criticat aici. Nu te-am auzit să spui pe nume statisticilor despre care ai menționat. Adică ai menționat așa, la superlativ, deci tu numai toate statisticile vorbești, toate indică, care toate, mă? Care toate? Vezi, croitorule, că faima asta, că tu te crești cineva, din moment ce ți-ai permis să spui că ea e un nimic, doar pentru care 1800 de followers, faima asta s-ar putea să te facă să cazi. Și știi ce e mai nașpa? Uite, eu acum am 1300 nu știu cât. După videoclipul ăsta, sigur, o să fie cel puțin vreo 10, 20, 30 de oameni care dau să dezabonează. De-aia nu mai pot eu. Eu dacă o să cad, sau mai bine zis, dacă o să scad și la 100 de followers, că de-aia mea e numai atât tu, ca știi. Dar vezi că tu ai aproape 33, ești așa. Tu când cazi, s-ar putea să cazi mai urât, că cazi de acolo, mai de sus, știi ce zic? Nu te umfla de tine, nu fi atâta de mândru, nu fi atâta de arogant, că se vede prea bine. Și te rog frumos, dacă tot ai așa de mulți followers, pe lângă mine și pe lângă femeia asta, domnișoara asta, te rog frumos, la fiecare video hai cu descriere și descrierea ta să conțină appendix sau un table of contents și acolo să vedem referințele folosite. Ca noi atunci când te urmărim pe tine și dăm cu degetul sau cu dash-ul, cum vreau eu să zic, sau cu telecomanda, depinde fiecare de pe ce device să uită, să avem acces la materialul tău. Adică tu ai spus în videoclipul ăsta că toate statisticile arată că voi sunteți nefericiți. Aș fi vrut să văd și eu câte statistici există, care sunt alea, dacă sunt acreditate, dacă sunt academice. Aș fi vrut și eu să verific niște chestii. Dar pe ce să verific? Ce să verific decât să văd un frustrat care stă pe un fotoliu și își permite să intre și să comenteze un subiect atât de sensibil. Și adică două lucruri mă nervează foarte tare. Unu, că fata asta a apărut public pe urmă și o ceru sorii și tu n-ai zis nimic despre chestia asta. Doi, ai zis că n-are niciun argument, că de fapt nu spune nimic, că e lipsită de logică, că e lipsită de rațiune. Eu am făcut 13 videouri în care am menționat despre versete din Biblie. Am dezvoltat comentarii cu unii dintre comentatori. Alții au zis că mă duc, nu mai stau la timp pe YouTube, duceți să vă dați în pace. Că nu vreau să pup lumea ca să stai cu mine, nu, eu vreau să fac videouri critice și să stimulez oamenii la gândire. Nu să fie de acord cu mine, nu. Să gândească, că e o diferență mare să fii de acord, că dacă aș fi vrut să fii de acord cu mine, oare ce era mai ușor? Ce era mai ușor decât să zic ceea ce știu că vă place? Că puteam și eu să zic, vai, oameni buni. Și apoi să vezi cum îmi creșteau follower și ce vorbești, că te întreceam, croitorule. Dacă aș fi vrut să pup lumea, stai tu cu minte că te vine vorba de followers. Că puteam și eu să zic, doamne, oameni buni, puneam și batic, țineam și mai bine, că eu sunt și fată, știi? Și nodurile în față dau mai bine decât barba aia ta, știi ce zic? Și mă făceam și eu pe mea mare apocăită, mai smerită, mai cânta, mai nu știu ce. Băi de mine, că cred că aveam milionul de followers. Eu nu caut lingușări.
Îmi doresc ca oamenii să gândească critic, să gândească. Nu să fie de acord cu mine, că dacă îmi doream să fie de acord, nu mai criticam. Lăudam tătă ziua, poporașul meu. Ziceam ceea ce știu că vă place vouă, că doar până la 18 m-am dus și eu și am frecventat bisericile pentecostale, nu? Că acolo am fost dusă cu forța până la o anumită vârstă. După aia m-am dus eu, că eram... nici nu mai contează acum, da? Și știam practicile, puteam să vă cumpăr. De nu că o să cumpăr pe nimeni. Eu nu sca croitorul să stau să mă uit la falus. Băi, oi, mi-o scăzut, oare ce pot să zic, am o să-i aburesc. Oare, nu, nu. Din moment ce tu ți-ai permis să o insulți pe fată că e un nimeni, doar pentru care 1800 de followers pe lângă tine care ai pe YouTube, eu acum vorbesc doar de YouTube-ul tău, nu știu, de Facebook și Instagram-ul tău sau ce mai ai, dar pe YouTube ai aproape 33.000, da, dacă nu mă așa. Pentru faptul că numeric sau statistic, și vorbim acum de statistică virtuală, doar pentru faptul că tu întrești pe ea la capitolul ăsta, ți-ai permis să o jignești pe ea și să o faci un nimeni. Deci, doar din cauza acestui fapt, tu ți-ai permis să o jignești. Nu știu dacă mai... Nu știu dacă mai are rost să spun ceva despre tine. Nu știu. Mă știu că și eu sunt atâta de imperfectă, foarte imperfectă, nu că imperfectă, extraordinar de imperfectă, că am și eu, Doamne, câte mai am. Dar nu mă aduc aminte vreodată, eu nu mă aduc aminte. Și și dacă s-a întâmplat, eu n-am făcut-o intenționat. Să mă apuc să subestimez pe cineva în modul ăsta. Eu și pastorii când am criticat, am folosit referința, adică vorbele lor. Am încercat să fiu cât de cât rațională, consistentă, să nu-mi lipsească rațiunea, măcar rațiunea să nu-mi lipsească, deși mulți cred că greșesc, așa, în fine. O să îndreptățesc să creadă ce vor ei, că fiecare gândește și judecă. Dar să te apuci tu să spui și să arăți cu degetul că cineva, cine ești tu, că numai 1800 de followers, ești un nimeni. Croitorule, începând de astăzi, nu că te-ar interesa pe tine, că nu te interesează. Eu o să am zero așteptări de la tine. Ți-am zis, știu că nu te interesează, dar nu mă zic. Zero așteptări. Se pare că numărul de subscribers s-a luat mintea. Sau cred că rămân la analiza pe care ți-am făcut-o și înainte. Eu cred că tu suferi de autism. Eu cred că tu suferi de autism. Dacă aș ști că suferi de autism, am zis și mă repet. Eu mi-aș șterge video-ul ăsta, l-aș șterge că zic, băi, autism asta e. Lack of emotions, bla bla bla. Dar vezi tu? Tu nu recunoști, nu zici nimic, așa că îmi permis să te critic foarte dur, exact cum tu ai criticat-o, pentru că tu n-ai criticat-o, tu ți-ai bătut joc. Și a început prin a spune că... Îți dai seama, nici o vine bine de la biserică, o văzut asta, nu a putut să lase fără răspuns, parcă ți-o cerut cineva din mediul politic, ți-e răspunsul. Și dacă ți-o fi cerut, tu nu ți-ai bătut joc. Fata și-o cerut iertare, tu n-ai menționat nimic. Eu am vorbit foarte mult despre tema asta LGBT, nici n-a intervenit. Dacă când cineva gafează, pac, te duci, dar eu când am dorit să vorbesc, să criticăm și așa mai departe, nimic. Când pustan a apărut public cu ipocrizia aia, ai fost mucles. Atunci trebuia să-l întrebi pe Pustan, cine ești tu, Pustan? Cine ești tu să-ți permiți să glumești, că el, vezi, Doamne, eu zic că o glumit, cu o parte din secvența respectivă, că au fost și unele informații care au fost adevărate. Da? Au fost un mixt de adevăr și invenții, da? Că metaforic, că nu știu ce, că... Nu, noi suntem proști. Atunci trebuia să-l întrebi pe Pustan, cine ești tu, pastore Pustan, care ești tată de copii? Care ești un pastor creștin de atâția ani, un om în vârstă, un om bătrân, un om care se presupune că are înțelepciune. Cine ești, pastore Pustan, de-ți permit să glumești cu un asemenea caz? Cine ești? De ce ți-ai permis? Ai zis așa ceva? Am fost singura care am criticat și domnii, câte amenințări și câte ferească-te și acum ce comentarii. Cum de atunci ai fost mucles? Cum de a fost mucles? Că a fost vorba de un pastor, că a fost vorba de pastorul Pustan,
De un părinte heterosexual de-a vostru. Că dacă era unul din comunitatea LGBT, Doamne, ferică, cu pietre ați fi dat în el. Fata asta doar a făcut niște videouri. Și repede, ca o țață, ai sărit pe ea. Pustan, s-o hilinzit, c-o strâns-o de gât, c-o ridicat-o, că-i s-o bulbucat ochii, că eu-s Dumnezeu tău, că îți fac sfârșitul dacă așa. Și ai stat mocles. Vocal, ai fost și acum vii cu astea? Și ne spui nouă că cine e asta? O întrebi tu pe ea că cine e asta? Închei o video aici pentru că nu mai are rost. N-aveți decât voi cei care îl urmăresc pe Croitorul să scrieți ce vreți. Nu mai aveți grijă că prea multă prostie dusă în extrem, nu o pot lăsa pe YouTube la comentarii pentru că nu vreau să fiu sancționată de YouTube din cauza voastră. Nu, mai bine vă șterg eu comentariile decât să-mi dezactiveze mie YouTube-ul comentariile că lăsați voi comentarii prea proste. Deci dacă sunteți frustrați că vă urmați capitanul pe Andrei Croitor pe canalul meu de YouTube, fiți rezonabili. Da? Pentru că YouTube-ul ăsta are o politică, are termeni și condiții. Oricât de mult m-ați face voi că-s cu dracu, că-s nu știu cum și nu știu ce, nu pot să las toate comentariile. Nu că mă deranjează pe mine, că pe mine nu mă deranjează nimic din ce spuneți voi, pentru că eu nu depind de like-urile voastre, de followers. Eu nu sunt Andrei Croitor. Să mă uit să văd câte like-uri am sau Bohariu. Nu. Eu sunt Naomi Mureșan. O fată care trăiește independent și care încearcă de pe o zi pe alta să fie mai bună și mai înțelegătoare. Numai că, nu știu, mi-aș dori să mai fie oameni ca mine. Oameni pe care voi călcați în picioare atât de simplu. Mi-aș dori să fie ca mine, să nu sufere atât de mult. Dar din păcate nu us. Oricând își găsesc putere, ori energie, ori nu știu. Nu știu. Și by the way, Andrei Croitor, familiile astea tradiționale, sorry, naturale. Știi? Asta, o familie din asta m-a făcut și pe mine. Și o familie din asta m-a distrus și pe mine și pe frații mei. Pe toți 12. Unii am rămas cu niște probleme mai grave decât ceilalți. Știi ce zic? Știi? Nu trebuie să zicem nimic. Eu că am făcut videoclipuri despre ei, despre părinții am greșit. Că ce? Că orice ar face părinții, noi trebuie să tăcem? Dar ce-s părinții? Îți zici ce zei? Ce zei? Poți să ne facă cadavre și noi să tăcem? Ai grijă, Croitorule, că te bași pe teren minat. Ți-am mai zis eu. Te bași pe teren minat. Da, ai unele subiecte în care ești as. În altele ești zero. Exact cum ai făcut-o tu pe fata asta, că e zero. Tu ești zero și barat. Ești zero. Să nu crezi că le știi pe toate. Să nu crezi că e suficient să dai naștere, adică să contribui la nașterea copilor. Și să ai copii ca să te poți pronunța. Nu. Nu. Pentru că eu n-am copii și nici nu o să fac vreodată. Dar asta nu înseamnă că, vai de mine, dacă Naomi nu a fost părinte, nu se poate pronunța în anumite aspecte. Nu. Că știi cum am fost și părinte. Că sarcinile pe care le-am purtat, atribuțiile pe care le-am purtat și le-am avut, minoră fiind, au fost atribuții de părinte. Nu cred că a fost de datoria mea la 10-11 ani să fac mâncare, să am sector de curățenie în bucătărie și multe alte. Nu cred că a fost de datoria mea. Și părinții să mă abandoneze. Și pe mine și pe frații mei, numai pe mine. Ai de grijă că calci pe teren minat băiatul și vorbești în pungă. Vorbești în pungă. Voi ăștia, părinții naturali, oamenii naturali, heterosexuali, nu sunteți perfecți. Nici voi, nici LGBT, nici nimeni. Nimeni nu-i perfect. Toți le avem pe ale noastre, numai că voi, creștinii, arătați numai păcatele pe care nu le suportați voi. Atât. În rest, celelalte le ascundeți și le practicați chiar. Știi? Sunteți niște lași. Niște lași. Și cum am mai zis și în alte videouri, s-au întâmplat atâtea nenorociri în Biblie când vorbim de mânia lui Dumnezeu. Nu numai Sodoma și Gomora. Contextul pe care îl invocați toți când e vorba de LGBT. Nu.
Când a fost izgonirea lui Adam și Eva, a fost din cauza că ce? LGBT? Nu prea cred. Potopul noi? Nu prea cred. Nu prea cred. Și-o mai fost. Și-o mai is. Și-o să mai fie. Și nu sunt cauza LGBT. Only. Sau exclusiv. Îți lipsesc așa de multe date și așa de multe informații, domnule perfect. Să știi de la mine că ești un imperfect, arogant și narcisist. Și începând de astăzi, exact cum ai zis tu că femeia asta e un nimeni, așa ești tu pentru mine. Te-am apreciat și te-am stimat pentru unele chestii. Că mai de multe urmăream. Când am văzut că ai luat-o pe ulei, nu te-am mai urmărit, am zis, bă, lasă, știi? Dar acum ai deraiat. Deci, ai luat-o numai pe ulei, dar într-o vreme de acum deraiezi rău de tot. Și nu uita că numărul ăla de followers s-ar putea să scadă. Sau ce folos să ai 33.000 de followers și la vizualizări să fie numai 2.000, 3.000, 1.000? Ce folos? He? Ce folos? Cu excepția cazurilor când apare așa ca o baborință și 30, 40, ce folos? Zâmb și mie. Bravo, Andrei Croitoru, pe mine n-a mai dezamăgit total. Total. Dar știi de ce? Pentru că ai jignit-o pe fata asta prea mult. Prea mult. Să zici tu că pentru faptul că are numai 1800 de followers e un zero, că nu-i nimeni, asta o scos la suprafață toată aroganța ta. În alte cuvinte, cu oamenii sărmani ce facem? Ne băgăm în seamă că n-au nici măcar un follower? Ne băgăm în seamă că noi suntem, aște, mari gogoși virtuale, ne avem YouTube, ne avem Insta, Facebook, ne mai băgăm în seamă. Ne folosim de ei numai când vrem, mai menționăm despre ei numai când ne face nouă bine, să targetăm oameni, public. Așa e? Așa îți place, să pup publicul creștin să fie cu tine. Nici o problemă. Numai nu uitați, voi creștinilor, o zis că mântuirea e personală, nu un glotie din astea. V-am lăsat și aveți grijă la comentarii. Nu că nu vă suport eu, nu vă suportă politica YouTube-ului. Așa că nu mă mai acuzați că șterg ce comentarii nu-mi placă, nu. YouTube-ul îmi cere să nu lăs tot felul de comentarii acolo. Înțelegeți voi? Nu. No. La revedere. Și închei video-ul ăsta prin a-ți transmite că ai fost un nesimțit și că n-are rost. Să-ți fie rușine. Să-ți fie rușine, Andrei Croitor. Să-ți fie rușine.